Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Ne vom uita peste situațiile de trio, amici cu beneficii sau orice tip de relație mai ascunsă sau ceva care nu este neapărat public, ceva ce nu aveți intenția să devină public, chiar pentru prieteni, familie și așa mai departe, și să vedeți exact cum se vor desfășura acele lucruri, mai ales pentru conexiunile la care nu aveți neapărat așteptări să se dezvolte într-o anumită direcție în general. Nu știu cum o să reușesc eu să pun titlul ca să fie clar că mă refer la astfel de situații, dar să vedem. Care e situația dintre voi? Luna, nu mă miră deloc. Obstacol, 8 de spade. Trecut, cavaler de spade. Viitor, nebunul. Energia voastră. Stelele sau steaua, mai bine zis, dar în fine. Energia persoanei voastre. 6 de băte. Clarificarea situației, regina de cupe. Ok. Circumstanțe externe, regină de monede, speranțe și temeri, rege de sceptru sau de bâte. Să vedem. Rezultat. Regină de bâte. Ok, rege și regină, interesant. Încă o clarificare pentru rezultatul de aici. 9 de cupe. Ok. Bun. Baza pachetului. Valetul de cupe. Cu valetul de cupe aici putem vedea, bine, pentru majoritatea dintre voi cred că este mai degrabă o situație nouă sau pur și simplu evoluția cu o persoană cu care ați comunicat destul de mult, dar cu care nu v-ați gândit că ajungeți neapărat într-o situație de acest tip. Nu cred că este o persoană pe care să zicem gata, acum v-ați cunoscut, acum ați decis să fiți ceva sau ceva de această natură. Nu, aici este posibil ca voi să vă fi cunoscut de ceva vreme, într-o fază în care, nu știu, cumva voi. Nu e ca și cum ar trebui să vă supuneți în sensul ăla, dar este ca și cum, nu știu, dacă lucrați, de exemplu, într-un domeniu cu publicul, această persoană să fi fost client, dacă lucrați în, nu știu, într-o multinațională, această persoană este posibil să fi fost un fel de șef sau ceva de această natură, un îndrămător, ceva de natura asta. Atenție foarte mare pentru că la cum văd lucrurile aici, persoana asta este destul de dominatoare și nu cred că este ceva care să vă deranjeze în mod specific, doar că această persoană mi se pare că pentru voi este mai degrabă ca un fel de muză, ca un fel de inspirație. Persoana asta cu care voi aveți de-a face, cred că nu neapărat că fuge de niște probleme, dar în momentul în care este cu voi, persoana asta efectiv se implică extrem de mult doar în ceea ce se întâmplă cu voi, pur și simplu e ca și cum nu mai știe să, nu mai vrea să știe, nu mai vrea să cunoască pe nimeni, nu mai vrea să vorbească cu nimeni, vrea pur și simplu să fie în moment și să se simtă bine alături de voi. Cred că este o persoană destul de romantică, chiar dacă relația nu duce în aceste, în această direcție, mai degrabă este o situație în care persoana asta vine cu niște gesturi pe care, de exemplu, în trecut le-a așteptați de la partener, dar care nu neapărat s-au întâmplat, dar această persoană brusc vine, pentru că această persoană nu este ca și cum doar ia din conexiune și oferă. Chiar dacă ea rămâne momentan la un anumit nivel și nu se dezvoltă mai mult de atât, dar este ca și cum această persoană vă îndeplinește toate cerințele și dorințele, mult mai bine decât au făcut-o multe persoane dinaintea acesteia. Cu valetul de spade și regele de spade aici, s-ar putea ca această persoană pur și simplu să vrea să conducă efectiv totul și să vrea să nu să conducă într-un sens negativ, ci pur și simplu în ceea ce ține de interacțiunile voastre, când se întâmplă, cum se întâmplă și așa mai departe și efectiv actele în sine, dar
nu cred că este ceva care vă displace, cred că este mai degrabă acea energie pe care voi o așteptați de ceva mai multă vreme și e ceva de genul, ok, în sfârșit, aleluia. Cu energia voastră steaua, este ca și cum voi prin această conexiune reușiți să vă vindecați de foarte multe conexiuni din trecut și asta vă prinde foarte bine. Cu 8 de spade aș vrea să vă atrag atenția că voi aici cu luna și 8 de spade, cred că voi v-ați abținut foarte mult, cred că a fost interesul vostru față de această persoană de mult timp, doar că nu cred că l-ați exprimat, nu cred că ați dat vreun semn, nu cred că ați vrut să se evolueze în direcția asta dintr-un motiv sau altul și este ca și cum acum în sfârșit voi vă permiteți să faceți acest lucru. Este ca și cum voi în cele din urmă ziceți ok, ce se întâmplă, se întâmplă, îmi bag piciorul, ceva de genul. Cu 6 de sceptru de partea persoanei voastre, persoana voastră o să fie foarte mult interesată să atingă destul de mult cu mâinile și cred că asta iarăși este o chestie care vă place foarte mult la această persoană, este o persoană care își manifestă foarte mult atracția, atenția prin atingeri, cu nebunul iarăși pentru voi este ca și cum e o situație în care în mod normal voi nu v-ați arunca, nu v-ați avânta, nu ați merge spre o situație de acest tip, dar este pur și simplu vorba și de o realizare în sensul în care ok, dacă nu pot avea ceea ce îmi doresc eu, cel puțin pot să mă asigur de propria mea stare de bine și propria mea fericire fără neapărat să am nevoie de cineva sau de un partener stabil sau să am așteptări de la un partener stabil. În legătură cu anumite lucruri. Cu regina de cupe aș putea să spun că și cu luna nu este ca și cum nu există sentimente, pentru că și dacă este o situație nouă și dacă ați început-o deja sau dacă urmează să o începeți aici, ori deja sunt, ori dacă voi ați început mai de ceva timp această conexiune, ori vor fi destul de curând implicate emoții dacă voi urmează să începeți această conexiune. Eu acum vă zic, chiar dacă acestea nu neapărat vor veni sub formă de cine știe ce declarații de dragoste și așa mai departe, vor fi anumite priviri, anumite gesturi, anumite îmbrățișări, anumite mângâieri care de pe voi vă vor face să înțelegeți o nouă definiție a iubirii mult mai profundă decât ați înțeles-o voi până acum și mult mai profund decât ați așteptat-o voi până acum, ceea ce vine ca o surpriză foarte frumoasă. Ceea ce mi se pare interesant și destul de frumos în această conexiune este că în ciuda faptului că această etalare a fost făcută pentru relații care nu neapărat sunt oficiale, relații care nu neapărat sunt asumate sau ceva de această natură, este ca și cum persoana voastră este foarte investită înspre voi, voi sunteți foarte investiți înspre persoana voastră. Nu este ca și cum există altcineva, nu este ca și cum fiecare se duce la altă persoană după. Este pur și simplu această persoană când este cu voi și gata, în momentul în care această persoană pleacă de lângă voi, această persoană se gândește la voi și gata. Deci nu este ca și cum este o persoană care fuge stânga-dreapta, dreapta-stânga și lucruri de această natură. Cu regina de monede, chiar dacă inițial voi nu aveți intenția ca această relație, situație să se dezvolte într-un fel sau altul, sincer, cred că într-un fel ea se va dezvolta de la sine, dar asta nu este ca să vă țineți voi agățați de această persoană, pentru că aici voi dacă vreți să puneți bețe în roate în această conexiune, agățați-vă de persoană și sigur distrugeți tot. Dar dacă nu vă agățați de persoană, atenție că această relație are un rol foarte vindecător pentru voi și vă crește foarte mult stima de sine, puterea personală, adică nu este neapărat că le crește, că nu le-ați fi avut înainte, e pur și simplu vă ajută foarte mult să vă reveniți această conexiune, este foarte vindecătoare în acest sens și să fiți o persoană mult mai independentă și atunci probabil și voi lăsați foarte multe așteptări deoparte și vă permite cumva să fiți mult mai deschiși în legătură cu această conexiune. Cu regele de sceptru și regina de sceptru aș vrea să atrag atenția că aici densitatea conexiunii voastre este destul de mare, doar că vreau să vă atrag atenția asupra faptului că uneori lucrurile pot să fie foarte intense. Atenție, pentru că este bună atâta pasiune, pentru că văd într-adevăr foarte multă pasiune între voi, foarte multe interacțiuni plăcute și lucruri de această natură, dar problema este că în momentul în care voi, de exemplu, aveți o problemă sau ceva nu este ok, amândoi sunteți reprezentați de energie de foc, înseamnă că amândoi puteți fi impulsivi, amândoi puteți fi
Agitați, certăreți, amândoi puteți lupta foarte mult pentru lucrurile în care credeți până în punctul în care aici puteți sabota din când în când conexiunea voastră. Dar este ceva de genul, și dacă încheiați lucrurile, nu cred că durează foarte mult pentru că intensitatea este foarte mare și este ca și cum este exact ce aveați nevoie în general și efectiv această conexiune este ca o gură de aer proaspăt pentru amândoi. De asta, chiar dacă momentan pentru unii dintre voi e mult, mult, mult prea devreme să discut despre o evoluție a acestei relații, cred că pentru unii dintre voi inevitabil se va întâmpla, dar mai degrabă fie peste 9-10 luni vă puteți aștepta la semne mai clare. Deci între 9 și 18 luni va lua pentru ca această conexiune să treacă la un stadiu mai dificil, asumat. De ce va fi dificil? Pentru că voi veți avea tendința să puneți iarăși așteptări pe această persoană și va fi destul de greu să treceți prin acestea, mai ales fiind două caractere puternice și voi și persoana voastră, dar în linii mari lucrurile se dezvoltă între voi. Cu 9 de cupe, amândoi veți fi foarte mulțumiți de această conexiune, de asta lucrurile vor continua. Doar să nu rămâneți voi cu foarte multe așteptări în legătură cu această situație, pentru că este cu cât voi aveți mai puține așteptări, cu atât persoana asta vine să le îndeplinească efectiv pe toate pe care le-ați avut de-a lungul vieții. Deci, da, vă puteți aștepta la surprize de acest tip din partea Universului în legătură cu această conexiune. Cu Steaua și cu Luna, dacă vă întrebați pe plan spiritual, voi sunteți exact acolo unde ar trebui să fiți, chiar dacă percepțiile voastre în legătură cu dragostea și relațiile sunt în continuă fluctuație și mișcare în această perioadă, este momentul ca voi să experimentați dragostea dintr-un spațiu al libertății, al iubirii necondiționate, fără neapărat să plasați așteptări și dorințe mult prea mult pe parteneri și asta o să vă permite să vedeți cu totul această dinamică dintr-un alt punct de vedere. Cu Rece și Regina de Bâte, sincer, chiar dacă aici mai am Scorpion, Pești și Vărsător ca și Zodie, cea mai puternică energie pe care o resimt aici este de semn de foc cu semn de foc. Deci persoanele din Berbec, Leu, Săgetător vor fi cu persoane din Berbec, Leu, Săgetător, deci ceva de genul. Deci s-ar putea să fiți, de exemplu, dacă voi sunteți Berbec, să găsiți pe cineva din Leu sau dacă sunteți voi Leu să găsiți pe cineva din Berbec sau ceva de această natură, dar... Asta este conexiunea dintre voi și de asta o face să fie atât de puternică, atât de interesantă, fiind amândoi persoane foarte pasionale și foarte, cum să zic, impulsive într-un oarecare sens, dar nu e un sens negativ de data asta. Vă ajută foarte mult să reluați această conexiune din momente foarte dificile și să treceți peste lucruri pur și simplu, dar vindecându-le în același timp. Și voi aveți iarăși o abilitate de a face din supărare, nervi, agitație, lucruri de această natură, momente foarte frumoase împreună. Deci este o relație extrem, extrem de vindecătoare. Pentru unii dintre voi este posibil ca voi să fi cunoscut această persoană pe rețelele de socializare și pur și simplu să o fi ținut la prieten foarte mult timp fără neapărat intenții. Fără neapărat ca intențiile voastre să meargă neapărat spre o situație cu această persoană, ci pur și simplu cred că această situație s-a prezentat de la sine pentru voi. Dar da, cam asta este energia. Și cred că, deci pentru cei care au început această conexiune la început, ați avut niște dubii, pentru cei care nu au început, aveți dubii dacă se merită să, între ghilimele, riscați să intrați în această conexiune sau nu. Se merită. La cum văd, chiar se merită. Dar atenție în legătură cu așteptările, chiar dacă știți anumite lucruri din etalarea asta, încercați să nu plasați prea multe așteptări ca lucrurile să se întâmple prea repede, pentru că am zis, poate dura chiar și 18 luni până ce această conexiune să devină una oficială. Dar îmi pare că oricum este în direcția bună, îmi pare că oricum se... va dezvolta spre ceva extrem de serios și lucrurile vor fi destul de benefice pentru voi. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sincer, dacă există... Încă o chestie. Dacă aici există un Vărsător și un Scorpion sau Pești,
pentru că am vărsătorul cu steaua, scorpionul și pești pentru mine sunt ambele la luna, deși de regulă ar fi doar pești, dar aici mai simt și energie foarte scorpionică. Cu șasele de șepturi, atenție că aici s-ar putea să fie o mică bătălie de egouri pe care va trebui să o treceți și va fi un pic mai dificil să treceți cu 8 de spade de ea. Și este ca și cum aici lucrurile, chiar dacă continuă între voi, s-ar putea să rămână stagnante. Adică nu văd o evoluție. Evoluția îmi pare mai degrabă pentru persoane de foc care sunt cu alte persoane de foc. Adică berbec leu săgetător cu berbec leu săgetător. Cam asta este energia. Bun, cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!